Începând cu prima zi a lunii septembrie, angajații Consiliului Județean vor avea salariul mărit cu 12%. Această mărire salarială a fost aprobată în cadrul ședinței care a avut loc vineri 28 august. Cei care vor beneficia de salariile mărite sunt angajații instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean, și anume Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj, Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj și Camera Agricolă Sălaj. În ce privește cheltuielile de personal, s-a remarcat că prevederile anuale ale bugetului consolidat al județului sunt în sumă de 68.942.000 de lei, iar execuția bugetului a fost de 45.800.000 de lei. Reprezentanții Consiliului Județean Sălaj susțin că diferența creditelor bugetare până la finele anului, în sumă de 23.142.000 lei, acoperă majorarea salariilor cu 12%. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, a ținut să precizeze că președintele și vicepreședinții Consiliului Județean nu vor beneficia de această majorare.